De la apariția primei ediții au trecut, iată, aproape 10 ani. Așa cum observa Cristian Vasile în prefața acestei ediții, a existat o rezistență puternică în receptarea ei. A fost considerată oarecum incomodă de o parte a istoriografiei românești. Ce i-a nemulțumit? Ce aducea această carte nou și, cum să spun eu, inoportun? Inoportun și inedit, deci tot cu in începe. Deci, mulțumesc că sunt aici la Hot News, cu care sunt asociat aproape zilnic prin platforma Contribută și prin Hot News. Și e primul interviu care îl dau în țară de când am venit și o să fiu foarte parcimonios la interviuri. Deci, aș spune așa, au existat două discursuri. A existat un discurs în străinătate și, de pildă, într-o carte despre un dicționar al comunismului în secolul 20 a apărut la Princeton University Press, a apărut întâi în Italia și tradus. Capitolul despre PCR este scris de răposatul profesor și academic Florin Constantiniu. În capitolul respectiv se face o referință și foarte elogioasă la cartea Stagniți pentru eternitate. Câtă vreme în țară, nu Florin Constantiniu, dar oameni asociați cu direcția de interpretare a comunismului românesc, simbolizată între alții de Florin Constantiniu, au exprimat rezerve mai mult sau mai puțin pronunțate. În urmă cu 9 ani, când s-a lansat cartea în ediția precedentă, această ediție revăzută și adăugită, a luat cuvântul la vremea respectivă, mă amintesc, doi istorici cunoscuți și ulterior amândoi, unul era ministru de externe, altul avea să devină, Adrian Cioroianu, primul era Mihai Răzvan Ungureanu, care s-au situat pe poziția acestei cărți. A fost atacată în special din direcția pe care eu o numesc național-stalinistă, care neagă, ei nu spun că staliniști, ei spun că sunt patrioți, dar care neagă continuitatea între cele trei momente din istoria Partidului Comunist din România. Între momentul clandestin din ilegalitate, momentul ieșirii din ilegalitate și a stalinizării țării 1945, 6 martie și, să spunem, Congresul al 20-lea al PCUS din 1956 și apoi vaga și mai puțin vaga, chiar decisiva de-sovietizare, care însă în România nu a fost însoțită și de o de-stalinizare. Deci se susține la această paradigmă a lor, să spunem, care vine din școala interpretativă de tip Ilie Ceaușescu, dar nu numai, și răposatul Gheorghe Buzatu și alții, nu vreau să dau acum foarte multe nume, susțineau că a existat în momentul 1964-65 declarația despre care am scris chiar aici pe Contributors, că ar fi existat o cezură și că de fapt în 63-65, dar mai ales după venirea lui Nicolae Ceaușescu la putere în martie 65, la moartea lui Gheorghe Iudeș, se produce un fenomen de autonomizare până la autentică etnicizare a comunismului românesc, care devine un fel de comunism național. Ori eu spun că de fapt, și de altfel și citesc chiar pe Ion Iliescu, care în cartea cu Dialoguri cu mine a apărut exact acum 10 ani, în 2004, spune, a fost o supapă de supraviețuire această desovietizare sau desatelitizare, când România încetează să mai fie cel mai fidel satelit al Moscovei, cum era văzut în anii 50, și devine chiar un fel de spină iritativă, de moment, ceva care creează probleme, neliniști la Moscova, se spune practic că din acest moment țara este independentă. Oriceea ce demonstrează, sper, cartea mea este că dacă într-adevăr Partidul Comunist din România, Partidul Clandestin între 1921 și 1944 era, cum numesc aici, o sectă mesianică și era într-adevăr un grup de fanatici, de iluminați, de agenții ai Moscovei, nu toți erau fanatici, nu toți erau agenții Moscovei, deci aici trebuie discutat de la caz la caz, că nu sunt așa de multe. Deci e de relativ ușor să putem face această analiză biografică. Ei bine, după 1944, când devine partid de masă, 45, 46, 47, efectul ce se cheamă în engleză bandwagon, când oamenii sar în vagonul câștigător. Și atunci apare această recrutare în masă în partid și momentul prăbușirii comunismului și vedem după că comunism, că de fapt devenise o formațiune, nu știu dacă pot să-i spun formațiune națională, dar formațiune sprijinită de largi grupuri sau fragmente din grupuri sociale. Altfel, cum am putea explica fenomenele de neoautoritarism și chiar de nostalgie pentru comunism
Unis dacă nu ar fi existat și aceste elemente. Ori astea vin din, dacă vreți, spiritul de omogenizare pe care l-a presupus stalinismul întotdeauna. O societate paternalistă, o societate în care cine nu gândește, nu pătimește și așa mai departe. Deci, în momentul în care vine libertatea în 1989-1990, cine gândește, pătimește. Deci, constată că există o recrudescență sau o permanentizare, nu a instituțiilor staliniste, evident, Partidul Comunist sucombă în decembrie 1989, dar continuă să se zvârcolească și să lupte pentru supraviețuire în alte formațiuni sau prin alte formații. Ce a pervertit atât de tare comunismul în societatea românească, astfel încât tranziția a fost, spuneți dumneavoastră, un eșec jalnic? Spun eu asta. Probabil că aveam dreptate. Nu mai știu că n-am recitit cartea. Așa. Da, dar dacă ne gândim la ultim, cred că a fost un eșec jalnic cam până în, aș spune, 2005-2006. Vedeți că nu spun că primul an de Băsescu este neapărat un succes absolut, deci nu sunt ca să-i mulțumesc pe cei care mă acuză că sunt întotdeauna de partea lui Traian Băsescu, spun că mai sunt probleme și în 2005, dar nu, serios vorbind, începutul unei reale, unei ireversibile, zic eu, tranziții democratice românești, se petreare sunt mai multe momente. Este momentul clar în politică externă, nu poate fi negat, sub administrația Constantinescu. Orientarea pro-NATO, ideea și spun că ar trebui să vorbim de administrația Constantinescu-Pleșu. Pentru că fără Andrei Pleșu ca ministru de externe, nu sunt convins că multe lucruri ar fi fost atât de categorice cum au fost în acea perioadă. Evident, contează evident rolul președintelui Constantinescu și nu-l neg din acest punct de vedere. Am alte probleme cu Constantinescu, între altele, faptul că decomunizarea a fost amânată cu 10 ani. Deci este un fapt. Trebuia să înceapă în 96 și a început în 2006. Deci sunt 10 ani, indiferent cum văd unii și alții lucrurile. Legea, de pildă, care a propus-o Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în perioada când era președinte executiv Ioan Stanomir, iar eu eram președintele Consiliului Științific, a fost trecută în Parlament în martie 2012, deci înainte de prăbușirea guvernului Ungureanu și venirea guvernului Ponta. Pe baza acestei legi, este legea imprescriptibilității crimelor împotriva umanității și a omorului deosebit de grav, care adeseori se suprapun, care a trecut prin Parlament, e votată și pe această bază și-au asigurat ei glorie în anul care a trecut ca să poată să-l trimită în judecată pe Vișinescu sau pe Ficioru. Fără legea pe care am dat-o noi și care e o consecință a raportului final al Comisiei Prezidențiale, se spune mereu, n-a avut niciun efect. Ba da, de pildă cea mai spectaculoasă acțiune mediatică a ultimilor 4-5 ani anticomunistă, pe care și-a guvernarea uselistă a făcut din ea un, mă rog, o platoșă în toate aparițiile publice, era rezultatul unei legi care a trecut în perioada guvernului Ungureanu și care a fost propusă în perioada guvernului Boc. Deci aceste lucruri sunt șterse frumos din discuție și se spune nu, institutul condus de cei numiți de PNL și de PSD, ei sunt adevărații decomunizatori ai României. Am citit recent în revista Contemporanul, domnul Victor Ponta spunea că nu, raportul final este o glumă, că va veni un raport pe care îl vor face ei și să vedeți dumneavoastră atunci cum va fi cu condamnarea comunismului. Nu trebuie să fac un exercițiu prea serios de imaginație ca să-mi închipui că nu va avea loc nimic. Deci a deranjat. Aș mai spune ceva care cred că e important pentru cititori, ascultători. Este prima carte și m-a costat destul de mult, acum să-mi scot ochelarii, dar m-a costat de fapt destul de mult la vedere, pentru că îmi descriu în capitolul În căutarea arhivelor pierdute, am constatat, deci eu scrisesem foarte mult despre comunismul românesc și un foarte bun prieten de la cărui naștere va fi foarte curând o aniversare rotundă, Matei Călinescu, cu care am și scris împreună un studiu despre evoluția română, îmi spunea, domnule, nu publica acum că s-a prăbușit comunismul ce ai scris până acum, pentru că este bazat pe fie surse secundare, deci literatura problemei, fie pe surse orale, care am făcut foarte multe interviuri și corespondență, dar e păcat să nu încerci să publici pe bază de arhive. Și am constatat, începând din 91-92, că arhivele devin o problemă foarte serioasă.
descriu aici puțin aventura căutării arhivelor. Le-am găsit, ceea ce a durat, pentru că inițial nu mi se spunea. Nimeni nu intrase în arhive. S-au fost în acea noapte în care părea că totul e haos în România, în 21 spre 22 decembrie, aici foarte aproape de noi, de unde facem interviu, din clădirea Comitetului Central, au plecat frumos camioane care au încărcat arhiva Comitetului Central. Arhivă în care nu se putea intra decât cu semnătura secretarului general al partidului. Deci arhiva biroului politic, secretariatului Comitetului Central, fișele de cadre, biografiile și așa mai departe ale conducerii superioare de partid și nu numai, au plecat. Unde au plecat? A durat până am aflat. Mie întâi m-au trimis la Pitești, am ajuns la Pitești, n-am găsit nimic important și în final am aflat că erau de fapt la Marele Stat Major. În 1993, folosind toate canalele posibile și imposibile, am reușit să obțin intrarea, să citesc documente din arhivele Comitetului Central. Am citit totdeauna, aveam doi soldați în sală și am fost primul cititor al arhivelor Comitetului Central. Am descoperit o serie de lucruri importante. Sigur, nu vreau să subestimez rolul arhivelor, pentru istorici ele sunt fundamentale, eu sunt politolog și filozof politic. Deci au contat, dar aș putea spune că nici una din marile ipoteze pe care le aveam anterior nu a fost zguduită fundamental de arhive. Deci arhivele confirmă, infirmă parțial, dar nu vor aduce, dacă cineva crede că în arhivele Comitetului Central vom găsi decizii privind execuții și așa mai departe, se înșală. Un politolog american care s-a ocupat de fosta RDG spunea la un moment dat, adevăratele și importantele decizii au fost luate întotdeauna de 2-3 indivizi care se plimbau seara într-o pădure lângă lac. Astea nu rămân în arhive și astea nu o să le găsim niciodată. Aici intervine ceea ce putem numi imaginația ținută sub control, nu o fantezie nesăbuită, dar o imaginație legată de documente și care să poată fi cât de cât susținută documente. Deci nu știm, de pildă, cum a conspirat și cât a conspirat Gheorghe Udeș, să spunem, cu cine a fi fost lângă el în perioada respectivă, Gheorghe Apostol, să spunem, în momentul căderii Anei Paucăr. În documentele care sunt scrise în limbă de lemn, evident, se poate decripta, descifra limba de lemn, dar arhivele au un rol esențial, dar nu cred că arhivele, din punctul meu de vedere, schimbă fundamental percepția a ceea ce s-a petrecut în perioada respectivă. Nu spun că prin asta nu trebuie să susținem desecretizarea arhivelor, tot aceasta a fost o propunere a Comisiei noastre prezidențiale și în momentul de față arhivele naționale României sunt declasificate, desecretizate. La fel, Arhiva Securității, mare, mare parte, peste 2 milioane de dosare, au ajuns la CNSAS. Nu știu despre serviciul de informații externe sau direcția informațiilor externe, este acolo apar acele faimoase documente de importanță națională, asta Dumnezeu cu mila. Ce viziuni, ce perspective asupra comunismului lipsesc? Ce cărți ar trebui scrise despre comunismul românesc? Sau de unde simțiți că e nevoie, de pildă, o istorie a economiei comuniste? Aici ajungem la concurența pe care mi-am făcut-o, ca să zic așa, eu însumi, pentru că am condus Comisia Prezidențială. De altfel, vreau să mulțumesc traducătorilor acestei cărți, de Cristina Petrescu și Dragoș Petrescu. Am lucrat cu Dragoș Petrescu în Comisia Prezidențială și capitolul despre partid din raportul final este, de fapt, scris de Dragoș Petrescu și de mine. De asemenea, vreau să mulțumesc lui Cristian Vasile și lui Mircea Mihăieș. Cristi Vasile a scris prefața, Mircea Mihăieș are postfața, apărută și în ediția anterioară, prefața e nouă și discută discuțiile, ceea ce aduce subiectul în actualitate imediată. Ce aș mai spune în aceeași direcție, ce cărți ar trebui să apară? Păi, în primul rând, ar trebui să existe istorii sistematice. Deci avem câteva cărți foarte importante care au apărut. Există o enciclopedie a comunismului românesc care a fost scoasă sub egida Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului.
Deci, ceea ce e un lucru foarte important. Noi am cerut acest lucru în raportul final Comisiei Prezidențiale. Nu l-a făcut ICCMR, nu l-a făcut alte institute, l-a făcut INST și trebuie recunoscut și aplaudat acest lucru. E foarte bine că avem o enciclopedie, cred că au apărut două volume, dacă nu mă înșel. Există studiile despre colectivizare excepționale, Dorin Dobrincu cu Constantin Iordache. Există studiile lui Cristian Vasile despre viața, să numim, ideologică, relația între ideologie și cultură în prima fază a regimului comunist în anii 60. Acum înțeleg că urmează să apară volumul 3 despre perioada Ceaușescu, deci ideologie și cultură. Deci avem studii sistematice. Ce nu știu să avem, analize instituționale pe tema de pildă armatei. Există evident studiile lui Marius Oprea despre securitate, sunt și alții care au scris, dar probabil că ar fi nevoie, și Denis Deletant ar trebui evident menționat, dar cred că e nevoie de o istorie completă, atât cât se poate, a securității în România. De asemenea, este o zonă care trebuie cultivată și importantă, istoria orală, care se duc cei care mai pot mărturisi sau pot să-și aducă aminte, e un element important, și altele important pe care încercăm să-l susținem prin editura Humanitas. Buna mea prietenă Lidia Bodea tot mă îndeamnă să pun pe picioare că aici la voi sau la noi, cum vrei să-i spunem, la Hot News, am publicat după declarația Marinei Voica, am scris ceva despre Marina Voica și marxismul și mi-am amintit de Marina Voica fără marxism, doar Marina Voica cântăreața. De ce nu facem o carte despre aceste elementele vieții cotidiene, dar văzute de intelectuali care astăzi sunt mai mult sau mai puțin proeminenți, cunoscuți, etc. Deci cred că dimensiunea aceasta vieții cotidiene în regimul comunist, cu punctele de speranță și cu momentele de disperare, că sigur vorbim despre cozile infernale și despre mizeria sordidă, acum mizeria o fi sordidă întotdeauna, să nu fiu pleonastic, dar mizeria e anilor 80, nu înseamnă că nu au existat momente de speranță din anii sfârșit de anii 60, început de anii 70, ei nu trebuie minimalizat, dar ce spun în această carte, în paradigma pe care o propun în această carte a continuității stalinismului, este că nici una din instituțiile esențiale ale stalinismului nu a fost fundamental zdruncinată în aceste patru decenii. Partidul a rămas partid, propaganda a rămas propagandă, economia planificată a rămas economie planificată, securitatea a rămas securitate. Deci, cu mici liberalizări, ca pe o sinusoidală, deci merge un pic în jos și iar urcă în sus. Deci așa a fost mini-revoluția culturală din 71, așa au fost faimoasele teze de la Mangalia la începutul anilor 80, deci de fiecare dată când partidul observă că are loc ceea ce putem numi o retragere ideologică sau o atenuare sau o vagă liberalizare, intervine factorul politic. Să iau un plan economic, în momentul în care ei introduc sistemul absolut benign și nepericulos, prin nimic primejdios pentru sistem al mandatarilor, îl lasă 2 ani. Eu știu personal cazul a 2 membri ai Comitetului Executiv din perioada respectivă care erau încântați. Aici la 2 pași, în Piața Romană, nu chiar 2 pași, dar mă rog 10 minute, un sfert de oră pe jos, în Piața Romană erau frații Chivu, celebri. Se duceau membrii ai executivului. Ei, și asta a fost închis, pentru că Ceaușescu, fiind un stalinist 100%, de fapt nu tolera. Avea oroare de proprietatea privată. Și mandatarii erau o formă de reinserție a proprietății private într-un sistem care avea ca scop esențial distrugerea proprietății private. Și aici erau fideli lui Lenin. Lenin a spus odată că că proprietatea privată sau mica proprietate generează capitalism zi de zi, ceas de ceas, spontan și în proporții de masă. Știau ce știau, avea dreptate din punctul ăsta de vedere Lenin, și atunci au oprit pe mandatari.